Pelerinii din mai multe părți ale țării au participat sâmbătă 25 martie 2023 la Sfânta Liturghie oficiată în paraclisul de iarnă al Mănăstirii Hadâmbu din Comuna Mironeasa, județul Iași. Slujba a fost săvârșită de către un sobor de preoți și un diacon în cinstea praznicului Bunei Vestiri. Printre pelerinii prezenți s-au numărat și un grup de credincioși evlavioși din Borșa, județul Maramureș, care obișnuiesc să vină în așezarea monahală din Dealul Mare cel puțin de 2 ori pe an. Fiul lui Dumnezeu, Fecioarei se face și Gabriel harul îl binevestește pentru aceasta și noi împreună cu dânsul născătoare de Dumnezeu să-i strigăm: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni în josirea mea. În cadrul slujbei s-au înălțat rugăciuni de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în cei 33 de ani de la reînființarea așezământului monastic din Sihăstria Hadâmbului, unde icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului străjuiește prin puterea sa. Predica sărbătorii a fost ținută de către părintele Dumitru Apetri de la parohia Botoșenița Mică, protopopiatul Rădăuți, județul Suceava. Credincioși Maica Domnului, iată astăzi ne cuprinde pe toți. Ne spune că l-are în pântece pe Hristos. Acolo la Nazaret, la locul Bunei Vestiri, este o icoană unică în lume. Arhanghelul Gabriel vine către Maica Domnului cu crinul în mână și atunci când Maica Domnului ia crinul din mâinile Arhanghelului, în pântecele ei, acolo se vede un pruncușor mic îmbrăcat în lumină. Iată că au trecut 33 de ani. De când astăzi, pentru prima oară, după ani mulți, a răsunat clopotele Hadâmbului și Hristos se face jertfă pentru popor în Sfânta Liturghie din Dealul Mare. După mulți ani de bună vestire, pentru prima oară, Părintele Stați aduce jertfă pe Hristos pe altarul lui Dumnezeu, prevestind că Sfinția sa va fi mai târziu Sfinția sa jertfă pentru Maica Domnului și pentru popor. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească jertfa adusă Maicii Domnului, cântarea, rugăciunea. Bunul Dumnezeu să vă primească odorul de jertfă adus, cântarea, rugăciunea, mulțumirea. Să vă întoarceți la casele frăților voastre cu vestea cea bună, că ați văzut-o pe Maica Domnului, ați întâlnit-o și mergând cu ea în suflet la casa frăților voastre, să aduceți har, pace și bucurie celor care sunt în casă, familie, bolnavilor, vindecare, tuturor darurile Maicii Domnului care să le împărțiți din marea sa milostivire și toate să le facem în numele Preasfintei Treimi. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a adresat câteva gânduri în contextul împlinirii a 33 de ani de la redeschiderea așezării monahale, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei.
Eu îi mulțumesc Maicii lui Dumnezeu pentru cei 33 de ani, adică prima liturghie, trebuie să reamintesc, întorcând ani înapoi, cum am apărut eu acum 33 de ani de Buna Vestire, astăzi îi mulțumesc Maicii Domnului că m-am vrednicit, cum bine spunea Părinte Arhidiacon, Maica Domnului a blagoslovit locul acesta atât de frumos, încât a binecuvântat să fie așa cum este astăzi. Maica Domnului a fost mai tot timpul prezentă aici, mă refer la monumentul istoric, unde a străjuit atât de frumos cetatea, anii care au fost părăsite, prezența Maicii lui Dumnezeu a fost mai tot timpul, mă refer prin icoana Făcătoare de Minuni, care am găsit-o de altfel în monumentul istoric. Așa cum arăta locul și bisericuța, monument, având comoara Mărgăritarul, icoana Făcătoare de Minuni, care puțin știau poate, doar din cei în vârstă, și nu se slujea liturghie deloc, un loc părăsit. Iată, astăzi, cu credință vie în Dumnezeu, vă spun că și mă rog tot timpul, chiar și de alții, de fiii mei duhovnice să se roage pentru mine, să-mi ajungă ani, să-i pot mulțumi mai și Domnului pentru darul revărsat în cei 33 de ani asupra acestui sfânt așezământ monahal. Apoi îi mulțumesc Maicii Domnului pentru a doua obște, în afară de obștea mea dragă și destoinică, mică, a doua obște fiii mei duhovnicești, care nu ușor le-a fost cruce alături de mine. Bine, în 33 de ani mi-au luat din cruce. Sunt unii din cei care spovedeze 33 de ani, care chiar au o vechime de când sunt eu aici. Prima zi, a doua zi, la o stămână, au apărut aici să mă ajute și să mă ridice, să mă încurajeze, să rezist, să fiu statornic. Și iată, cu credința rugăciunea lor, cu sudoarea frunții dumnealor, am rezistat și am ridicat această frumoasă sehăstrie, care a fost doar o ruină. Am voie să urez la mulți ani pentru fiii mei duhovnicești, dar în ultimul rând pentru cea mai mare ctitor din fiii duhovnicești, familia Postârnac, distinsa doamnă ingineră Viorica, care împlinește o frumoasă vârstă. Mulțumim vă dat prost încă o dată. Doamna Viorica și domnul primar emerit, astăzi o să vă ofere masa în numele Maicii Domnului. Grupul de credincioase din Borșa Maramureș a interpretat la final câteva pricesni închinate Maicii Domnului. Părintele Stareț a mers apoi cu credincioșii la icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului și la chilia unde se află icoana Făcătoare de Minuni a Sfântului Ioan Botezătorul. Buna Vestire. Îi dăm slavă lui Bunul Dumnezeu că am putut ajunge și Măicuții Domnului să mulțumim de tot ce ne-a dat până în prezent. Și noi am, asta e tradiția la noi, de Buna Vestire, o lăudăm pe Măicuța Domnului. Noi zicem că e un hram, așa cum ar fi un hram.
să-i mulțumim de tăte că ne rabdă și să ne dea credință, să mergem în continuare, să ne putem crește copiii, să întoarcă lumea la credință, că dacă nu s-a întoarce lumea la credință, ne-a pedepsit Bunul Dumnezeu. S-a supărat pe noi și noi atâta e bine, putem zice mulțumim Dumnezeu că e bine, nu e rău, când avem chita albă, apoi ce să mai zicem că e rău, numai ne nilogim și cerem, trebuie să mulțumim. Numai de, și de cel rău, ca și de cel bine, așa trebuie să mulțumim la Măicuța Domnului. De 25 de ani eu am început eu să vin și am făcut perlinaj. Vineam de mult, veneam 6-7 autocară. Acum și mi-au zis părintele, nu de mulți ani, că vezi că nu-i ajunge, numai câțiva și mă gândeam, da, părintele, de unde nu-mi zănim? Zănim, cum să nu zănim? Da, uite că am ajuns numai, acum suntem 50. Nu mai și ăștia, și pentru ăștia, că acum am tot, mă bucur că am putut să aduc un pic de tineret. Mulțumesc Măicuții Domnului să-mi dea putere și să mai pot să-i mai, cât de cât să mai tragem tineretul. Că dacă nu-mi trage tineretul către Măicuța Domnului, bai de noi. Eu una mă împlu de energie de aici. Eu când vin aici, s-o obosită și tot, dar pe când mă duc acasă, plină de energie și asta. Nu am cuvinte să mulțumesc la Maica Domnului. Te lăudăm, te lăudăm.